Iar în aceasta se vor împlini 21 de ani de când predic cuvântul Domnului. După câțiva ani de când am început să-L slujesc pe Domnul, am primit un telefon într-o seară. Frate Alex, vrem să te chemăm la noi în biserică să predici la o evangelizare. Nu mai făcusem până atunci. Am considerat un moment atât de important, predicarea la evangelizare. Acolo unde vin oameni care nu sunt mântuiți, nu sunt botezați, nu fac parte din biserică, cu tot felul de nevoi. M-am rugat și am considerat că e un moment foarte important și m-am pregătit pentru asta. Și de atunci am tot mers la multe evangelizări. De fiecare dată am căutat să găsesc acel cuvânt care să atingă atât mintea cât și inima oamenilor, acele argumente pe care oamenii să le poată înțelege și să se întoarcă la Hristos. Mi-am dat seama că există o mare problemă. Unii oameni vin la biserică și le este rușine pentru că au venit la biserică. Sunt reținuți că au venit la biserică la pocăiți. Și m-am gândit ce argument aș putea găsi ca să-i ajut pe astfel de oameni. Și probabil că m-ați mai auzit, fie în diferite biserici, dar chiar și în biserica aceasta am spus-o nu odată, ci de multe ori, așa am înțeles din partea Domnului și am făcut chemare în felul următor. Oameni buni, eu nu vă chem la o biserică, eu nu vă chem la un cult, nu vă chem la o organizație, la un om, vă chem la Dumnezeu, vă chem să vă întâlniți cu Iisus Hristos. Și asta am tot predicat. La un moment dat, am ajuns să predic într-o biserică mare. Și la final am spus la fel. Am avut aceeași chemare. Fapt este că în biserica aceea era păstorită de un oficial al unei organizații religioase. Un demnitar. Rece, sobru, distant, autosuficient. Oamenii ascultau cuvântul și eu spun, oameni buni, eu nu vă chem la o biserică, eu nu vă chem la un cult. Și de acolo m-a auzit prezența rece. În fine, m-a păzit Domnul, am terminat predica și vine unul la mine, un frate, și frate Alex, frumoasă predică, dar totuși trebuie să ai grijă. Eu curios, pentru că vreau să am grijă. Realmente. Zic, dar frate, dar de ce puteți detalia? Totuși trebuie să ai grijă. Cum să spui așa ceva în biserica fratelui? Vei fi considerat rebel, Alex. Ți se va pune o etichetă, nu se face. Și Alex, eu îți vreau binele. Și acum, când cineva mă ia deoparte, într-un colț, și îmi spune șoptit, Alex, îți vreau. Nu știu de ce așa mă zbârlesc, mi se ridică pe șirea spinării, mi-e frică. Bine, mulțumesc, ok. În fine, am plecat, mă duceam spre casă, pe mașină și ziceam, Doamne, dacă te scot pe tine și chemarea la tine, mie ce-mi rămâne să predic? Ce să fac data viitoare? Voi ați fost vreodată într-o astfel de situație? Sunt convins că da. Probabil că ai fost într-o situație în care ai fost provocat să asculți de Domnul într-un mod radical. Și când zic radical, ți s-a spus să asculți de Dumnezeu într-un fel în care vei supăra oameni. Vei fi abandonat, vei fi criticat. Probabil că ai fost pus în postura asta. Dacă faci ceva, dacă faci o schimbare, o alegere, alții te vor critica, te vor considera rebel, ți se vor pune etichete și nu-i așa, ți se vrea binele. Ce ai ales? Poate chiar în seara asta ești pus într-o astfel de situație. Poate la finalul predicii Dumnezeu te va provoca și îți va spune trebuie să faci schimbarea asta, trebuie să faci schimbarea asta, trebuie să faci schimbarea cealaltă. Ce vor zice oamenii? Ce va trebui să alegi? Să asculți de anturaj, să asculți de oameni sau să asculți de Dumnezeu? Știi, Biblia ne oferă răspuns la astfel de întrebări. De ce, vă rog, deschideți împreună cu mine, suntem în seria de mesaje din 1 Petru. 1 Petru, capitolul 2, vom începe să citim cu versetul 4, pentru că Petru, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, ne spune ce trebuie să facem. 1 Petru, capitolul 2,
versetul 4. Apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în El nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului și o piatră de poticnire și o stâncă de cădere și ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta au fost rânduiți. Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi, care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Amin. Cred că omenirea în 2020, mai un pic stă să înmugurească 2021, are nevoie de mesajul acesta. Omenirea cu tremure în Turcia, cu crime în Franța, cu pandemie pe întreaga planetă, are nevoie de mesajul acesta. Apropiați-vă de El, de Hristos. De ce am pus acest titlu mesajului din seara aceasta? Apropiați-vă de El, pentru că de asta avem nevoie. Bolnavii din spitale au nevoie să audă, apropiați-vă de El. Cei care se află la izolare și poate vor auzi mesajul acesta înregistrat, oameni buni, credeți-mă, avem nevoie de mesajul acesta, apropiați-vă de El. Zilele trecute m-am oprit aici la Julius Mall, m-am dus să-mi iau o cafea, cafeneaua goală. Am vorbit cu cel ce vindea și am spus, cum îi mai rezistați? Și îmi spunea, nu mai putem. Numai ce am închiriat localul acesta, am investit o groază de bani și acum suntem efectiv nu mai putem. Unor antreprenori care au deschis sau au investit mult într-o afacere, într-un business, unor astfel de oameni, mesajul pe care vreau să-l transmit este acesta, apropiați-vă de El. Da? Da, este radical mesajul, eu cred asta. Da, poate că îl putem eticheta și putem fi niște rebeli insensibili sau să-i ofensăm pe alții, pentru că s-ar putea cineva să spună niște oameni bolnavi au nevoie de sănătate, niște oameni care sunt la izolare, numai cei care am trecut pe la izolare știm cât de bună este libertatea, niște antreprenori care au investit tot, n-au nevoie de un astfel de mesaj, au nevoie de altceva care să-i scoată din acea încurcătură financiară. Am putea părea că suntem insensibili. Însă uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt care rămâne peste viacuri, este cuvântul acesta care ne spune în orice situație am fi, în orice situație ai fi cu familia, în orice situație ai fi cu examenele, în orice situație ai fi cu business-ul, ascultați-mă, în orice situație am fi cu biserica, mesajul apropiați-vă de El, de Iisus Hristos, este mesajul pe care trebuie să-L predicăm și să-L respectăm. Însă realitatea este că sunt atâtea piedici care ne stau în cale și nu putem să ne apropiem de Hristos. De aceea aș vrea să ne uităm în textul Scripturii în această seară și să vedem ce te împiedică să te apropii de Iisus. Pentru că mesajul în care ai fost chemat să vii la Iisus, îți convins că ai mai auzit. Eu însumi am mai predicat asta. Însă ce te împiedică să te apropii de Iisus? Cuvântul Domnului ne spune, așa că haideți să începem să ne uităm. Prima piedică o descoperim în versetul 4, 6, 7 și 8. Fiți atenți ce spune. Versetul 4 începe cu chemarea. Apropiați-vă de El, piatra vie. Și apoi ne explică prima piedică. Piatra aceasta a fost lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Versetul 6. Căci este scris în Scriptură, iată pun piatra, iată că pun în Sion o piatră
din capul unghiului aleasă și scumpă și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru cei ce au crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului și aceasta este o piatră de poticnire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul lui Dumnezeu și pentru aceasta au fost rânduiți. Prima piedică o reprezintă oamenii aflați în conflict cu Dumnezeu. Oamenii aflați în conflict cu Dumnezeu. Și dacă ai telefonul la îndemână și nu scrii mesaj la cineva, ci-ți notezi, și dacă ai foaia deja cu pixul și vrei să-ți notezi, vreau să-ți notezi următoarea afirmație. Oamenii din anturajul tău, care se află în conflict cu Dumnezeu, te vor împiedica să te apropii de Dumnezeu. Repet, oamenii care se află în anturajul tău, care ei personal sunt în conflict cu Dumnezeu, te vor împiedica și vor constitui o piedică în a te apropia tu de Dumnezeu. Și ne spune Sfânta Scriptură că Domnul Iisus Hristos a venit la noi. În Ioan capitolul 1, versetul 11, ni se spune, a venit în lume, Logosul s-a întrupat. A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Când a venit Hristos, oamenii l-au lepădat pe Hristos. Spune aici, apropiați-vă de El, piatra vie. Această piatră vie a fost lepădată de oameni, a fost contestată. Evreii, liderii religioși, au fost în conflict cu Dumnezeu și l-au lepădat pe Domnul Iisus Hristos. Știți de ce? Pentru că Iisus Hristos le încurca planurile. Iisus Hristos le încurca planurile. Și ei, liderii religioși, preoții, cărturarii, farisei, aveau anumite planuri făcute. Prezența lui Hristos acolo, dacă ajungea să fie, să folosesc termenul ăsta, pandemică, populația să creadă în Iisus Hristos, se dădea peste cap un întreg sistem. Când niște oameni te împiedică pe tine să te apropii de Dumnezeu, o fac pentru că îi doare de portofelul lor. Nu-s curioși de crizele tale, de depresie? Pe ei nu interesează viitorul, veșnicia ta, pe ei îi interesează planurile lor. Haideți că să ne ducem un pic în Evanghelie și să vedem lucrul acesta. Începem cu începutul. Ioan capitolul 11. Voi citi de la versetul 47. Atunci preoții cei mai de seamă și farisei au adunat soborul, adică comitetul, lasă citi, și au zis, ce vom face? Omul acesta face multe minuni, este vorba despre Hristos. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în El. Așa, și nu-i bine că vor crede în El? Ai Biblia la tine, fii atent ce scrie în continuare. Și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul nostru. Foarte interesant. Haideți să-L omorâm pe Hristos. De ce? Pentru că ne afectează pe noi. Haideți să-L ucidem pe Hristos. Haideți să-L lepădăm pe Hristos. Omul acesta face minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în El. Se vor umple bisericile pentru acest Hristos. Așa că haideți să-L dăm la o parte. Și oamenii care au propriul lor interes te vor împiedica pe tine să te apropii de Dumnezeu. Vreau să te întreb în felul următor, dragul meu, și e o întrebare profundă, e o întrebare grea, e o întrebare incomodă, dar trebuie să ți-o pui. Câți bani pierd oamenii care te sfătuiesc să nu te apropii de Iisus? Nu te du. Nu fii tu cel mai fraier dintre noi, te duci tu să te pocăiești, ți-ai pierdut mințile. Ce pierde? Că ceva pierde. Întreabă-te asta. Și Biblia ne spune în versetul 53 din Ioan, capitolul 11, din ziua aceea au hotărât să-L omoare pe Iisus. Pentru că exista o legătură foarte, foarte strânsă însă între straiele preoțești, straiele militare și straiele politice. Haine, roluri. Exista o legătură foarte, extrem de puternică. Dacă
rolul religios avea să piardă din mână poporul, pentru că Iisus Hristos vinea ca un nou Mesia, împărat. Vă aduceți aminte când Iisus Hristos a fost căutat să fie lepădat prima dată în Matei, capitolul 2, când au venit magii la Irod și au spus: noi căutăm pe împăratul de curând născut. Și Irod l-a prigonit, a căutat să-l ucidă pe Hristos, să-l lepede pe Hristos, pentru că interesul lui prima. Datorită minunilor, Hristos a fost lepădat. Dar haideți să mergem mai departe. Cuvântul lui Dumnezeu ne este clar. Deschideți, spre exemplu, în Marcu, la capitolul 11, versetul 12. Domnul Iisus Hristos intră în Ierusalim, în săptămâna cea mare. A doua zi, după ce a ieșit din Betania, Iisus a flămânzit, a văzut un smochin și l-a blestemat. Versetul 15 spune așa: a ajuns în Ierusalim și Iisus a intrat în templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin templu. Și învăța și zicea: oare nu este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile? Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Fiți atenți! Preoții, cei mai de seamă și cărturarii, când au auzit aceste cuvinte, căutau cum să-l omoare, căci se temeau de el, pentru că tot norodul era uimit de învățătura lui. De ce l-au lepădat pe Hristos? Datorită minunilor. Versetul 18 ne spune că l-au lepădat pe Hristos datorită învățăturilor. Învățătura lui Hristos scotea în evidență păcatele preoților, păcatele leviților. Învățătura aceasta lui Hristos scotea în evidență păcatul de la templu. Ori era esențial ca acele tranzacții să se facă la templu. Înțelegeți? Cezar a permis să se întâmple strângerea, colectării la templu, să se facă tranzacțiile financiare la templu cu o anumită monedă. Și se plăteau tot felul de ciubucuri pentru treaba asta. Și când vine Hristos și spune: ați făcut din casa mea o peșteră de tâlhari, asta trebuie să fie o casă de rugăciune, noi trebuie să ne apropiem de Dumnezeu în locul acesta. Învățătura aceasta punea pe o nouă traiectorie tot ce însemna slujba preoțească. Ori ei l-au lepădat pe Hristos. De ce l-au lepădat pe Hristos? Cineva pierdea. Cineva pierdea. Ce pierd oamenii? Că îți spun ție: ce te duci tot atâta la biserică? Nu ți-ai ajuns odată pe... ce tot vrei atâta? Nu ți-e suficient online-ul? Te duci acolo, te mai și îmbolnăvești. Matei, capitolul 12, spune în felul următor, este cutremurător. Versetul 9. A plecat de acolo și a intrat în sinagogă și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să-l poată învinui pe Iisus, l-au întrebat: este îngăduit a vindeca în zilele de sabat? El a răspuns: cine este omul acela dintre voi, dacă are o oaie și îi cade în groapă în ziua sabatului, să nu o apuce și să o scoată afară? Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabat. Atunci a zis omului aceluia: întindeți mâna. El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Versetul 14. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit cum să-l omoare pe Iisus. Știți de ce? Pentru că Iisus a luat o oaie și a pus-o lângă un om cu mâna uscată și a spus: e mai important omul cu mâna uscată să fie vindecat, să cunoască Mântuitorul Hristosul, decât o oaie care înseamnă bani. Știți că de multe ori noi am spus: oamenii sunt mai importanți decât mocheta? Oamenii sunt mai importanți decât lucrurile? Pentru asta Hristos a fost ucis. Pentru asta Hristos a fost îndepărtat. Și mai este un text pe care vi-l aminteam, Matei capitolul 2, versetul 13, versetul 16. Este acel text în care ni se spune că Iisus a trebuit să fugă în Egipt pentru că Irod îl căuta, tocmai pentru a-l lepăda, pentru a-i lua viața. Dragul meu, ce vreau să spun în seara aceasta este că oamenii aflați în conflict cu Dumnezeu
te vor împiedica pe tine să te apropii de Isus. Noi nu trăim izolați, oricum am vrea. De unde credeți că toată această propagandă nebună împotriva lui Dumnezeu, împotriva oamenilor care vor să se apropie de Dumnezeu? Care este miza? Acești oameni se află în conflict cu Dumnezeu. De unde știu? De unde știu că se află? Ei pot fi oameni morali, ei pot avea intenții aparent bune, îți pot fi prieteni foarte apropiați, dar ascultă-mă, spune versetul 7. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidare a ajuns să fie pusă în capul unghiului, să fie importantă și, atenție, o piatră de poticnire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul. Și la aceasta au fost rânduiți. N-au crezut cuvântul. L-au auzit, știu, îl cunosc, însă nu îl cred. Dragul meu, vreau să-ți spun ție, tu care ești prigonit, poate tu care ai o piedică mare, poate chiar din partea soțului, a soției, a părinților, a anturajului. Dragul meu, Biblia ne spune, versetul 6, dacă te încrezi în El, cine se încrede în El, nu va fi dat de rușine. Există ceva mai rușinos decât a crede în Hristos, pentru că asta vor zice oamenii. Te-ai dus, vrei tu să te apropii de Iisus? Te-ai apucat tu să te apropii de Iisus? Și își vor bate joc de tine. Însă ascultă-mă bine, Biblia zice, cuvântul lui Dumnezeu, cine se încrede în El, nu va fi dat de rușine. Dacă în sală, în momentul acesta, sunt soți nepocăiți, a căror soții vor să se pocăiască, vreau să le zic ceva. Tu, ca bărbat, vei fi cinstit. Tu, ca bărbat, vei fi binecuvântat să știi că ai o femeie, o soție, care îl iubește pe Iisus. Pentru că dacă îl iubește pe Iisus, nu va iubi un alt bărbat decât pe tine. Pentru că dacă soția ta se pocăiește cu adevărat și se apropie de Iisus, va învăța de la Iisus, din relația bisericii cu Iisus, cum să te asculte pe tine. Pentru că eu predic și spun în felul următor, nevestelor care aveți soți nepocăiți, iubiți-i, respectați-i. La un caz de consiliere în care soția îmi spunea, frate, nu știu ce să mai fac cu bărbatul meu. Nu mă înțelege, îi rău, strigă la mine, du-te acasă, vine acasă obosit, ia un lighean cu apă, du-te și spală-i picioarele. Eu am văzut scena asta. Oameni buni, e tulburătoare. Niciun bărbat nu poate să reziste la așa ceva. În momentul în care soția ta se pocăiește, se apropie de Dumnezeu, tu vei fi un om fericit. Și este valabil și viceversa. Pentru părinții care poate nu-și înțeleg copiii și îi opresc în a sluji cu pasiune, în a se apropia de Dumnezeu. Săptămâna aceasta am stat de vorbă cu o femeie care spunea, cu o mamă, care spunea, nu știu cum să fac să mai îmi iau băiatul din cluburi, dependent de droguri. Va fi binecuvântată o femeie care înțelege, o mamă care înțelege că apropierea de Hristos nu înseamnă decât încredere, cinste. Însă, am un mesaj și pentru cei care sunt pricini de poticnire. Cuvântul spune aici, cuvântul spune aici, versetul 8, Hristos ajunge să fie o piatră de poticnire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta au fost rânduiți. Sper să nu fie astfel de oameni în sală care să plece cu concepția neschimbată. Ci acum, în momentul ăsta, să se schimbe. Fii atent. În momentul în care te opui lui Hristos, în momentul în care îi oprești pe alții să vină la Hristos pentru propriul tău interes, dragul meu, eu nu vreau să sperii pe nimeni, însă sunt dator atât celor din biserică cât și celor din afara bisericii să spun adevărul. Hristos este mântuitor. Însă, atenție, Hristos este și judecător. Cunoaște-L pe Hristos ca mântuitor, nu ca judecător în viața ta. Cunoaște-L ca o piatră din capul unghiului clădirii. Era piatra cea mai importantă din toată construcția în vremea respectivă. Nu ca pe o stâncă de cădere. Nu-L cunoaște așa pe Hristos. Pentru că El poate să fie în același timp pentru cineva în seara aceasta mântuitor și poate să fie și judecător. Nu,
Nu-ți doresc niciodată să te poziționezi împotriva lui Hristos. Și cine se bate cu un credincios, atenție, este împotriva lui Hristos. Atunci când Saul era pe drumul Damascului, ducându-se să prigonească biserica, îi se arată Hristos și spune: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Pe mine? Dar el se ducea să prigonească niște credincioși din Damasc. Dar Hristos se identifică și spune: pe mine mă prigonești. Pocăiește-te acum, altfel ți-ar fi greu să arunci cu piciorul într-un țepuș. De ce, lasă-mă să-ți spun și eu în seara aceasta. S-a întâmplat de câteva ori în istoria scurtă, dar tumultoasă a bisericii noastre, să vină oameni la biserică asistați de soți, soții, prieteni sau părinți, să vadă ce se întâmplă acolo. Care îi? Ce se întâmplă acolo? E bine, dragul meu, Domnul și ție îți vorbește și îți spune: pocăiește-te. Și nu-l lăsa pe cel cu care ai venit să nu se pocăiască, pentru că va fi binecuvântare pentru el și pentru tine. Ce te împiedică să te apropii de Hristos? Păi, în primul rând, oamenii aflați în conflict cu Dumnezeu. Asta te poate împiedica. A doua piedică o descoperim în versetul 5, 9 și 10. Versetul 5. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Știi care este a doua piedică? Tu însuți aflat în conflict cu propria ta persoană. Nu cred că suntem prințese și prinți aici. Nu cred că suntem zâne și luceferi. Cred că suntem niște boțuri de lut. Asta suntem. Dar o persoană care se desconsideră va avea mari probleme în a se apropia de Dumnezeu. Sunt aici 11 caracteristici ale celui ce se apropie de Dumnezeu. Dă-mi voie să ți le citesc. Spune așa. Știi cum este persoana care se apropie de Hristos? Sunt întruchipați așa. Pietre vii. O casă duhovnicească. O preoție sfântă, oameni care aduc jertfe duhovnicești, o seminție aleasă. Un alt termen contemporan, sinonim, ar fi o seminție specială, un neam special. Mai departe, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat. Aveți misiunea de a vesti puterile minunate ale lui Dumnezeu. Acum sunteți poporul lui Dumnezeu, acum ați căpătat îndurare. Cum se vede cel care nu se apropie de Iisus Hristos? Lasă-mă să-ți dau la fel 11 caracteristici. Cel care nu se apropie de Hristos devine el o piedică pentru că este prea păcătos. 2. Se vede incapabil. 3. Are un trecut îngrozitor. 4. Are secrete jenante. 5. Trăiește într-o familie abuzivă. 6. Așteaptă pedeapsa păcatelor. 7. Nu mai are nicio șansă, crede el. 8. Nu știe cât de tare va fi umilit dacă se pocăiește. 9. Pentru că nu mai are nicio șansă, se aruncă și se dedă în totalitate păcatului. 10. Crede că nu este bun de nimic. 11. Se gândește că nu mai trebuie să trăiască. Lumea ar fi mai bună fără el. Și bineînțeles, exemplele pot continua, să nu l-am extras din Biblie, ci din experiența mea. Însă ce vreau să spun este că sunt oameni în sala aceasta care se cred atât de mizerabili, se cred atât de păcătoși, cred că au un dosar atât de greu, sunt lucruri atât de jenante în viața lor, încât nu vor să se mai apropie de Dumnezeu. Expresia populară este aceasta: nu mă apropii de Dumnezeu că se va dărâma biserica. Poate ați mai auzit-o, în glumă sau în serios, spusă în timpul acestui proiect, unul pe an, vrem unul pe an să se întoarcă la Dumnezeu, fiecare dintre noi să ducem unul pe an și auzim pe oameni care spun: a, eu nu vin la biserică, vrei să se strică sonorizarea acolo și așa. V-ați chinuit să scoateți un sunet, ce se mai întâmplă acolo? Eu nu...
mai în glumă, mai în serios, însă oamenii văd în ei o piedică prea mare. Și te rog, privește, ce face, ce se întâmplă cu omul care se întoarce la Hristos? Cine este el? Lasă-mă să-ți spun. Acela care îți poate da cu adevărat valoare, valoarea pe care tu o cauți, nu este dealerul de droguri. Acela care îți poate da cu adevărat valoare, nu este fata care își oferă trupul, nu este cariera pe care o cauți. Cel care îți poate da cu adevărat valoare este Hristos, pentru că spune, apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Mă șochează cuvântul lui Dumnezeu cât este de tehnic și de atent. Spune, și voi ca niște pietre vii. Ai observat că spune, Hristos este piatra vie? Și când vorbește despre oamenii care se apropie de El, spune de asemenea, sunteți niște pietre vii. Vedeți cum Hristos, când ne apropiem de El, ne identifică cu El. Observați ce face Hristos cu noi, spune, voi sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Ascultați-mă, toți cei care ați slujit paharului, toți cei care ați slujit lumii, unii care ați slujit în vrăjitorie duhurilor, dacă vă apropiați de Hristos, spune aici, veți deveni o preoție sfântă, veți aduce jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Versetul 9 spune, voi, cei care vă apropiați de Hristos, voi nu veți face parte dintr-o structură organizată. Voi nu veți face parte dintr-o religie. Nu despre asta este vorba. Hristos tocmai asta a venit și a contestat. Ci spune, voi veți fi o semenție aleasă, o preoție împărătească. Știi de ce? Știi de ce vei face tu parte dintr-o semenție împărătească? Pentru că preoția aceasta, prima, l-a lepădat pe Hristos. Pentru că ei s-au adunat și au ținut ședință de comitet ca să-L ucidă pe Hristos. Nu ca să recunoască că Iisus Hristos este Mesia. De aceea, cine se apropie de Hristos este făcut preot în casa lui Dumnezeu. O, da, sunt bărbați care devin preoți pentru soțiile lor, pentru familiile lor. Oameni răscumpărați, făcuți cu totul nou, noi care pot să slujească. Uită-te la tine și te rog, înțelege că tu nu ești o piedică, nu trebuie să fii o piedică. Trecutul tău, lucrurile pe care nu le-ai spune la nimeni, te rog în seara aceasta, dă-i-le lui Iisus Hristos. Diavolul, da, vine și ia cele mai mizerabile lucruri și le va face pentru tine o piedică în calea apropierii de Hristos. Însă vreau să-ți spun ceva uimitor. Exact lucrurile de care tu ai auzit că ești vinovat, exact lucrurile care te înjosesc și te fac să te simți mizerabil, exact acele lucruri Hristos le iartă. Exact pentru asta Hristos a venit. Eu n-am venit pentru cei neprihăniți, ci pentru cei păcătoși. Este cineva păcătos? Este cineva traumatizat? Este cineva atacat de diavolul căruia îi se spune, păi tu nu te uiți în trecutul tău, tu nu te uiți în familia ta, tu nu te uiți cine ești, omule? În seara aceasta eu te chem exact pentru aceste argumente, vino la Hristos, exact pentru asta. Nu veni pentru îmbrăcămintea ta, nu veni pentru mintea ta nouă, nu veni pentru că, vezi, Doamne, tu ai renunțat la fumat, vezi, Doamne, tu ai renunțat la nu știu ce, tu ți-ai schimbat viața. Nu, vino exact așa cum ești, cu viața ta. Este unul singur care te face viu, Hristos. Nu încerca să resuscitezi tu ceva ce-i paralizat, ceva ce-i mort. Nu va învia niciodată decât prin Hristos. De ce eu îți spun, omule, oricine-i fi, apropie-te de Hristos. Vino la Iisus, dă totul la o parte, pentru că El vrea să facă o lucrare mare în viața ta. O preoție sfântă, o împărăție de preoți. N-ai avut îndurare. Și ceea ce s-a întâmplat în viața ta a fost numai blestem. Blestem, blestem, blestem. Apropie-te de Hristos. Tu nu poți să te duci la o nouă vrăjitoare care să-ți lege și să-ți dezlege. Nu poți să faci asta. Tu nu poți să te duci banii tăi la biserică. Nu-ți vor binecuvânta business-ul, ascultă-mă. Faptul că vei da, vine Crăciunul, toți o să ne încolonăm să dăm portocale și banane la copiii săraci. Asta nu ne transformă, nu ne schimbă. Apropiați-vă de El. Da, vrem să avem un... să știm cine-i membru în biserica asta. Dar asta nu-ți transformă viața.
apropie-te de Hristos. Poate ești din altă biserică, tu nu ești membru aici, tu ai venit numai să vezi. Omule, apropie-te de Hristos. Că nu mă interesează din ce familie, pe nimeni nu interesează din ce familie ești. Uită-te în jurul tău. Există persoane care vor să te țină locului? Oamenii ăștia, ascultă-mă, vor să beneficieze de pe tine. Oamenii ăștia vor să tragă pielea jos de pe tine. Se cațără pe identitatea ta, pe ce ești tu. Speră să le mai dai niște bani. Ei au interes cu tine. Singurul care și-a lăsat interesul total, a luat trup de om și s-a coborât pe planeta asta blestemată, a fost Hristos. Slava a părăsit-o cu totul. A venit și a suferit ca noi, a plâns ca noi, a obosit ca noi. Mai mult decât atât, fără niciun păcat, se duce în Ierusalim. Și preoții cărora le era frică că își vor pierde preoția, banii, comisioanele de la Roma, preoții aceștia se duc să-L crucifice și pe lemnul crucii, Sfântul se încarcă cu păcatele tale. Sfântul, El, neprihănitul, Dumnezeul adevărat, se încarcă cu mizeria vieții mele și a tale. Și moare încărcat de păcat, de blestem, de abuzuri, de tot ce poate fi mai mizerabil în lumea aceasta. Și se duce în inima pământului, 3 zile și 3 nopți stă acolo. Să ascultă-mă bine. El de aia poate să te învie și pe tine. De aia are forța asta implacabilă. Nimic nu-i poate sta împotrivă. Nici boldul morții, nici hoardele satanei. Nimeni și nimic nu-i poate sta împotrivă. Pentru că El a treia zi a înviat din morți. Și este viu în vecii vecilor cu această putere a învierii. Care nu face, nu cosmetizează, nu adaugă. Face toate lucrurile noi. Cu această putere schimbă vieți, transformă oameni, dă viitor și speranță. De aceea eu spun unui om bolnav: omule, poate Hristos te vindecă, nu știu asta, dar un lucru știu, vrea să te ierte, vrea să-ți dea mântuirea. De aceea îi spun unui om bolnav, unui om izolat, unei planete aflate în pandemie: apropiați-vă de Hristos! Ce se întâmplă? Ce credeți că se va întâmpla? Aflăm vaccinul, ni-l injectăm toți, suntem toți sănătoși. Și dacă stai departe de Hristos, la ce-ți folosește? Haideți că să ne ridicăm cu toți în picioare și să venim înaintea acestui Hristos.